Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor. Cu onoare și cu smerenie, pot să spun, sunt din nou alături de dumneavoastră. Suntem la RFI, în studioul Business On Air. Astăzi, împreună cu noi, este domnul Sergiu Iordache, Managing Director la DSV Solutions. Putem să spunem pe englezește. Bună ziua și bine ați venit, domnule Iordache. Bună ziua, bine v-am găsit. Îmi pare foarte bine că sunt aici. Mă bucur că ați reușit să vă acordați agenda și să fiți alături de noi, de ascultătorii RFI, de ascultătorii Business On Air. Și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, la 0213184040 puteți, ca de obicei, cum bine știți, adresa întrebări dacă simțiți nevoia. Dincolo de, să spunem, de cadrul actualității economice, astăzi avem iarăși una din acele emisiuni în care vedem atât omul, antreprenorul, care, iată, ocupă o funcție de conducere într-o companie, vom vedea imediat despre ce companie este vorba și ce hramă are, să spunem așa, însă în vremurile acestea destul de tulburi în continuare, vă propun să facem din nou rapel la ceea ce înseamnă, la ceea ce a însemnat de fapt criza economică în ultimii ani, și ideea îmi parvine de la echipa de comunicare a dumneavoastră. Ideea este că e foarte important să vezi criza, fie ca așa cum a fost ea, ca o scuză, fie ca o inspirație. Dublez însă miza domnului Iordache și v-aș aduce aminte că etimologic, sau să spunem așa, unul dintre sensurile termenului criză în limba română, care are origini în limba greacă, este și judecată. Crisis ducea cumva și către zona judecății. Prin ce judecată a trecut compania în ultimii ani și ce ne puteți spune despre actualitate? A trecut prin multe, numai printr-una singură. Ar fi fost simplu să fie doar una singură. Din păcate și din fericire, a trebuit să lucrăm foarte mult pe domeniul ăsta al schimbării concepției și al percepției atât a pieții românești. Da, nu, noi suntem conectați foarte mult și cu piața internațională, și prin prisma domeniului. Dar să lucrăm foarte mult și, eu știu, la schimbarea percepției și a concepției oamenilor despre business-ul, cum trebuie făcut business-ul în România. Da? În principal aici a trebuit să lucrăm foarte mult, să lucrăm foarte mult cu oamenii, să comunicăm, să începem cu schimbarea întâi, să ne schimbăm noi, în primul rând. Și să încercăm să ne schimbăm și să fim deschiși la schimbare și să încercăm să ne reinventăm, să spunem așa, fiindcă lucrurile trebuiau făcute altfel. Dacă, eu știu, în perioada aia de boom economic dădeau năvală clienții peste noi, a trebuit să schimbăm optica total și să mergem noi către clienți, să ne concentrăm foarte mult pe clienții existenți, să fim proactivi, să găsim soluții mai bune. Iar lucrurile noastre, în businessul nostru, lucrurile se întâmplă numai cu oameni. Este principala noastră resursă, oamenii. Ok, lucrăm și cu alte instrumente de business, lucrăm și cu alte resurse, dar în principala resursă rămâne omul, omul sfințește locul. V-aș întreba, și de fiecare dată când am un invitat care conduce o entitate cu un acronim, practic, vorbind de DSV, să-l demanteleze un pic. Ne. Despre ce este vorba, care este din businessul, să spunem așa. Ce face DSV-ul? Ce se face DSV-ul? Da, DSV-ul este este o companie care furnizează servicii de freight forwarding, că ele se numesc transporturi aeriene sau expediții rutiere sau maritime, dar DSV-ul are o componentă, cel puțin în România, foarte mare, și la nivel mondial, dar în special în România, de solutions, o denumim noi, mai promenește logistică. Logistica însemnând odată serviciile care se întâmplă în cadrul unui depozit, de la manipulări simple până la, eu știu, activități puțin mai complexe, pot fi asamblări, pot fi, eu știu, am un exemplu foarte bun, eu știu, pornim de la o simplă etichetare a unui produs până la un upgrade de soft, dacă e nevoie, adică avem o gamă largă de servicii, avem un know-how în spate, putem să aducem și să venim cu o valoare adăugată la produsul respectiv, astfel încât el să fie bun de vânzare pe piața românească. Dacă ne uităm la know-how, pentru că aici cred că este un subiect
dincolo de omul Sergiu Iordache, dincolo și dincolo, ce să spunem așa, se află și povestea unei tranziții. Da. Ce era DSV înainte de 2005? S-a fost un prag, da? Da. 2006. Da? 2006. Vorbim de o companie olandeză. Da. Iată acum nordici au desantat, să spunem așa. Vorbiți-ne un pic despre momentul acela de răscruce. Era cu vreun an jumătate înainte sau poate chiar mai bine în România se simțea... Puțin înainte de criză, Transmans a fost preluată la nivel mondial de către DSV. În România, hai să spunem că nu au fost, eu știu, neavând decât o singură entitate, Transmans și atât, cumva, eu știu, tranziția nu a fost, nu a mai avut, eu știu, componente de fuziune, ci pur și simplu am trecut, să spunem, de la o companie olandeză la una daneză, dar cu alte principii. Aici e interesant să insistăm, să vedem. Cu mai mult pragmatism, cu mai multă concentrare pe business, cu mai mult focus pe clienți, cu mai mult focus pe oameni și pe comunicarea cu oamenii și cu echipa. Deci comunicarea internă. Comunicarea internă. Mai degrabă. Comunicarea internă mai degrabă. În timp ce îmi spuneați înainte de emisiune, focusul inițial era mai mult către extern. Mai mult către extern, către piață, către comunitate și nu neapărat mai puțin, dar hai să spunem că lucrurile s-au schimbat după preluare. Evident că mixul fericit e să... De-aia suntem aici, să comunicăm mai mult către comunitate, fiindcă echipa și oamenii ăștia au înțeles mesajul și cultura DSV-ului, vrem să comunicăm lucrul ăsta și către comunitate, vrem să înțeleagă comunitatea că noi facem un business, până la urmă, pentru oameni, nu neapărat pentru... Ok, evident că trebuie să facem profit, să mulțumim și să fericim acționarii noștri, dar trebuie să dăm și societății ceva. Asta este, domnule Iordache, și practic la microfonul Business Owner de la RFI am făcut totdeauna apel la, să spunem așa, nu la ipocrizia din spatele, pe care o noi mai întâlnim în mediul de afaceri. Am făcut apel la, să spunem așa, la, este o sintagmă mediatică, la povestea din spatele poveștii. Și știu că sunt în această tranziție, în adaptarea la acest model, așa cum spuneți, danez, am fixat pe pragmatism, au existat, iată, și momente în acești ani, și sunt convins că în ultimii ani cu precădere, ultimii 2-3 ani, momente în care ați învățat cumva de la clienți, în care criza eminamente n-a fost o scuză și a fost un motiv de inspirație, v-ați reinventat. Dați-ne câteva exemple. Eu am unul în cap, s-a rostit chiar într-o altă emisiune a RFI, la colegul și prietenul meu Rudnitski, Constantin Rudi, dar mi-ar plăcea să o vedem și din perspectiva manager directorului. Cristi, colegul meu, a fost și v-a povestit chestia cu chiuveta. Celebra chestie cu chiuveta. Dăm găuri la chiuvete. Facem și chestia asta, dăm și găuri la chiuvete. Contextul fiind, dacă vreți să-l reamintim? Contextul fiind o cerere, ok, clientul nostru avea nevoie de așa ceva, evident că el se ducea la vindea și vinde home appliance, dar și partea asta de tot ce înseamnă mobilier de bucătărie. Așa. Evident că se duceau cu o chiuvetă, clientul final vrea gaura pe stânga sau pe dreapta, nu știi unde și cum, și în funcție de comandă, customizăm comandă. Și el avea nevoie ca în faza finală cineva să dea o gaură la o chiuvetă. Și atunci ne-am oferit noi să dăm gaura la chiuvetă. Mai făcut sărăți? Nu mai făcut sărăți. Sunt multe lucruri care nu le-am făcut, să spunem, și care nu sunt standard și nu le întâlnești la orice multinațională de logistică. Dar noi le facem. Noi customizăm, noi avem o abordare puțin diferită. Noi nu venim cu o soluție standard. Noi venim cu niște cunoștințe în spate, întrebăm clientul, vrem să înțelegem mai întâi ce își dorește el și care sunt problemele lui și atunci venim cu o soluție. Noi nu spunem, uite, asta e soluția, te încadrezi în ea, mergem mai departe, nu ne pare rău. Nu. Stăm, discutăm și căutăm soluții. De-aia avem nu suntem focusați pe o singură industrie, avem industrii diferite, vorbim de automotive, de farma, de bunuri de larg consum, de fast moving consumer goods. Pentru toate aceste industrii avem soluții. Asta este foarte important și ascultându-vă realizez că e chiar inspirațional și mă bucur încă o dată că ați acceptat și că ați reușit să ajungeți, pentru că iată, discutăm despre o capacitate, până la urmă
de afară se vede așa, capacitatea, exact cum spuneți, de, uh-huh. de a livra, de a customiza, de a croi pe, mă, uh-huh. pe nevoia uh-huh. clientului, uh-huh. însă puțin cunosc și eu am oarecare cunoaștere, să spunem, a lumii multinaționalelor, știu cât de greu este, ca să o spunem pe șleau, să convingi un board că tu trebuie să faci asta în România ca să fie uh-huh. mai bine. Uh-huh. Vreau să vă întreb direct cât de greu a fost să convingeți managementul danez, care e, spuneați, pragmatic și focusat pe rezultat. Și cât de creativ a fost, iată, avem dovada. A fost greu să-i convingeți că trebuie date găurile acolo, în chiuvetă și apoi alte exemple? Da și nu. În principal, mai degrabă aș spune că nu. Nu a fost greu, fiindcă noi avem o abordare, ca și grup, suntem foarte stricți în ceea ce privește chestiunile de finance, de bani, de cash flow. Mă gândeam că sunt o chestiune... Este normal. La fel, suntem foarte riguroși atunci când vorbim de compliance vis-a-vis de reguli, de legile țării respective. Da, acolo suntem foarte riguroși. În schimb, în partea cealaltă de operațiuni și cum să facem noi operațiunile în țara respectivă, există o larghețe destul de mare. Un grad de autonomie... Foarte mare. Deci lăsăm, grupul lasă managementului local 99% libertatea de a alege și de a adapta cunoștințele grupului la piața locală. Și lucrul ăsta ne-a ajutat foarte mult. De-aia suntem și foarte... Avem această flexibilitate. Decizia este lăsată 99% la nivelul managementului local. Pe câți oameni mizați la nivelul managementului local? Câți oameni are DSV? DSV are vreo 330 de oameni astăzi. Wow. Însă echipa mea de manageri numără 7 manageri. Da. Care lucrez în mod direct. Și sunt oameni care au parcurs tranziția, acest drum al Damascului, să spunem? Marea majoritate sunt, nu neapărat noi, că lucrăm de vreo 5 ani împreună. Da. Unii sunt chiar mai vechi, dar au fost promovați în... A intervenit o oareșcare schimbare și la nivelul managementului în momentul când am trecut de la Franzmans la DSV. Echipa anterioară, mare parte a ei, a decis să plece. Și atunci a trebuit să construiesc. Bineînțeles, au făcut ce face și noi acum. Sunt unii dintre competitorii noștri. Suntem prieteni, nu ne batem. Nu da, ne... Da, da. A fost o diferență de cum gândim business-ul și eu știu cum vedem noi dezvoltarea unui business de logistică în România. Bun, și atunci asta e la un friendly fire, de opinie, cum spune anglosaxonul, la un foc prietenos. Da, când vă încrucișați săbile pe la licitații, participați, Participăm, Iordache. Da. Sunteți și în zona aceasta. Da. Mai vorbiți-ne despre diferențiatorii dumneavoastră. Știu că există un sistem foarte interesant pe care îl aveți la cărăuși, chiar la camioane, de geolocație. Da. Vorbeam înainte de emisiune. Da. Detaliați-l puțin, pentru că cred că și radioascultătorilor noștri li se va părea interesant. Da, numele e Active Monitoring System. Active Monitoring System. E un sistem care monitorizează mai multe sisteme GPS. Fiindcă noi lucrăm cu cărăuși diversi, care au diverse sisteme GPS implementate pe parcul lor auto și atunci toate informațiile, noi interfațăm cu sistemul nostru toate informațiile care vin din sistemele GPS. Mai mult, în sistem creăm rute și îl configurăm astfel încât orice deviere de la standard, de la rută, apare ca un mesaj și este transmis un mesaj atât către Control Tower-ul, unde avem un operator care monitorizează 24/7, dar și către noi. Și atunci... În timp real. Lucrurile se întâmplă în timp real. Ce mai avem? Avem sistemul ăsta de geofence. Camioanele nu pot fi deschise decât în anumite arii care sunt securizate. Deci, în altă parte, nu pot fi deschise. Ok, sunt niște lucruri care țin de autorități. E vorba de autoritate și de cererea unei autorități, nu știu, la trecerea... De o frontieră de stat. Se pot. Dar, în principiu, camionul nu poate fi deschis decât într-o anumită zonă securizată. Bun. E un lucru care nu se întâmplă în piața românească. Asta vreau să vă întreb, că pare Active Monitoring System, da? Sistem activ de monitorizare, să spunem. Da. Suntem la RFI și respectiv pentru limba franceză și în speță limba română primează. Da. Deși emisiunea se cheamă Business on Air, e un mic cadou făcut limbii engleze.
suntem, iată, într-un... Deci vorbim despre un sistem nu foarte elaborat, nu foarte sofisticat, însă ce-l face cu totul deosebit este că dumneavoastră îl folosiți cu o rată de succes, îmi închipui, semnificativă, da? Discutăm de împiedicarea prevenția efracției și altor lucruri care se pot întâmpla. Vreau să vă întreb, există tot în zona software, știu că aveți o... V-ați ocupat în mod deosebit de zona aceasta, în software instalate pe calculatoare, ați făcut tot așa, ca și exemplul găurii din chiuvetă. De fapt, asta am scăpat să ca întrebare, domnule Iordache. Cu cine ați făcut, de fapt? Ați subcontractat, evident, lucrarea la chiuvetă sau software, nu? Adică, nu neapărat. Sau faceți cu capacitate internă? Facem cu capacitate internă. Inclusiv implementarea asta de... parte din povestea... Da, dacă partea aceea de monitorizare activă, avem un furnizor în Ungaria, din păcate, în România n-am găsit un furnizor care e o soluție un pic mai diferită, dar avem iarăși echipa noastră de IT care sunt oameni cu experiență și cu un bagaj de cunoștințe destul de important. În plus, ei au participat la implementări și fac parte din echipa grupului care implementează sisteme în toate țările grupului. Am implementat un sistem nou care guvernează activitatea de depozitare. Furnizorul este un lider mondial Red Prairie. Dar el a fost customizat vreo 2 ani de zile, am lucrat și l-am personalizat pentru cerințele și pentru specificul business-ului nostru. Deci ați văzut toate bug-urile, s-a făcut troubleshooting-ul, ca să-i neucim pe radioascultătorii noștri cu terminologia asta. Deci discutăm practic despre, un sistem croit pe ceea ce înseamnă DSV Solutions. No. Să le reamintim radioascultătorilor noștri că cu noi în studio se află domnul Sergiu Iordache, Managing Director al DSV Solutions. V-aș propune, domnule Iordache, să facem așa un zoom out, să ieșim un pic din cadrul românesc. Ne mutăm către internațional, e o chestie pe care dumneavoastră o faceți în mod curent în activitatea de business. Cum vedeți actuale frământări, să spunem așa, la nivelul construcției europene din perspectiva business-ului, a business-ului în logistică? Și aș mai adăuga așa o semi-întrebare, de fapt o întrebare directă, dacă mergeți și pe alte destinații, sau de fapt asta nu știu, dacă, adică DSV se uită și la, nu doar la Europa, ci și la alte destinații. Da, DSV e un jucător global, mai ales prin prisma ultimilor achiziții. Am cumpărat o companie prezentă în Africa Centrală, și acum suntem prezenți acolo în vreo 12 țări. Noi eram, bineînțeles, focusați pe sudul Africii și pe nordul Africii, dar acum, cu noua achiziție, suntem foarte bine angrenați acolo. Suntem prezenți cu diviziile de RNC în Asia și în... RNC? Aerian și maritim. Aha. Aerian și maritim. Evident, focusul business-ului de rutier este Europa. Dar iarăși ne dorim să creștem și prin diviziile de RNC putem să expandăm și business-ul de solution și business-ul de rutier în celelalte zone ale globului. Ne uităm în continuare după achiziții, suntem concentrați pe creștere organică. Ok, deci stați cumva la shopping, să spun din punctul ăsta de vedere. E iarăși în cultura noastră, în cultura companiei. Noi așa am crescut, avem o istorie relativ recentă. Noi am început în 1976, DSV-ul, dar am crescut atât prin achiziții, cât și prin și organic. Așa cum spuneam, riguroși cu cash flow, am avut mereu bani și ne uităm după potențiale achiziții, companii care se pot plia pe modul nostru de gândire și pe cultura noastră. Trebuie precizat că spuneați 1976, ceea ce poate părea în termenii business-ului autohton, că deci ai un pedigree, iată. Există, însă e foarte important de precizat, cred că la nivelul competitorilor din piață, 30-40 de ani nu înseamnă foarte mult. Discutăm. Franz Mas cât avea? Cât de când? 1800. Iată. Da, da. Adică cred. Oamenii ăștia fac logistică și multimodal și transporturi
timp îndelungat și-s convins că sunt alte companii, de fapt știu că există și alte companii în spate care au mai mult. Un lucru care îți demonstrează, știu, performanța grupului nostru și interesul și ambiția noastră e faptul că anul ăsta, la nivel de grup, am primit o distinție ca cel mai bun furnizor de servicii în piața pharma, deși experiența noastră, să spunem, e și mai recentă în piața pharma. Deci ați intrat ultimii, suntem primii, să spunem așa. Da. O distinție oferită de ce fond? Cred că e o companie, nu știu numele, dar e o companie de renume europeană. Vă spune ceva? Nu. Am văzut într-o listare. Da. Anyway, competitorii noștri au fost, eu știu, DHL, Kühne, da, nume... Adică da, grei, să spunem așa, ai piețe. Și cu experiență și cu istorie, poate mai, sigur, mai îndelungată decât a noastră. Haideți să ne întoarcem la chestiunea europeană, să spun așa. Cum reușim să plasăm România, și dumneavoastră o faceți, repet, în activitatea zilnică, o țară fără... M-am ferit, dar tot ajung și în zona asta. Asta e realitatea. Da? De fapt, permiteți-mi să reformulez. Cât de mult ne doare și ne costă faptul că noi nu avem o autostradă operațională pe un coridor 4 pan-european sau you name it, nu știu. În contextul în care înțeleg că ungurii sunt deja la frontieră cu segmentul da, lor. Da, sunt la frontieră, sunt acolo. Ne costă și ne doare. E, nu numai de, ok, putem să vorbim de eu știu că e la mod acum să vorbim de să fim verzi. Da. Și evident că există un impact din cauza consumurile, eu știu, camioanelor noastre e mai pe kilometru, este mult mai mare decât ce se întâmplă în vest. Dar vorbim de costuri directe care se duc în, eu știu, în prețul produselor la raft. De fapt, asta e într-adevăr, supply chain-ul, nu? Zic asta, bine? Da, adaugă cost. Și nu e un cost mic. Evident că doare lucrul ăsta. Dar, în același timp, căutăm soluții. Căutăm soluții, ne stabilim obiective, astfel încât camioanele pe care noi le folosim să se plimbe mai tot timpul pline, suntem poluatori, n-avem ce să facem. Asta e viața. Poluăm, dar ideea e să, eu știu, nivelul de noxe pe care noi îl aruncăm în atmosferă, per kilogramul de marfă transportat, fie cât mai mic. Ok, deci iată, e un raport. Da. Dincolo de asta, vă propun așa în direct să spunem că suntem, deja avem această relație radiofonică, să spunem, în felul ăsta. Vă propun și să ne gândim poate la aspectul ăsta, că anumite activități de CSR, de responsabilitate socială, ar putea fi inițiate în zona verde, să spunem, către zona, să dăm verde unor acțiuni de CSR. Dincolo de CSR, pentru că timpul ne presează și nu vreau să-mi scape întrebarea și mai ales răspunsul dumneavoastră, definiția succesului, domnului Iordache, pentru că l-ați văzut, îl faceți să se întâmple în anii care au trecut, tranziția de care am vorbit la începutul emisiunii. Cum definiți dumneavoastră succesul antreprenorial în România, dacă vă considerați un antreprenor? E retoric, haideți să vorbim un pic despre aceste aspecte. N-o să spun, poate nu o să vă dau pe spate ascultătorii, dar lucrurile sunt relativ simple. Bun simț și respect față de partenerii tăi, indiferent că se numesc clienți, furnizori sau colegi. Dacă ai chestiile astea, n-ai cum să nu ai succes. Da? Să comunici foarte mult cu partenerii tăi, să ți alegi astfel încât ei să rezoneze la aceleași valori pe care le ai tu. Eu știu, până la urmă, eu mă gândesc și eu cel puțin așa mi-am ales echipa din jurul meu, mi-am ales ca pe niște parteneri de viață. Pentru că oricum petrecem bucată, foarte mult timp. Dacă faci lucrurile astea, nu se poate să n-ai succes. Deci bun simț și respect, iată, bun simț două și lucruri. Respect. Da. Ar putea fi acestea, e iarăși una dintre întrebările pe care îmi place să le adresez interlocutorilor din business-ul real atunci când îi am la emisiune, ar putea să fie ele translatate cu succes în sfera administrației. Hai să nu spun cuvântul ăsta politic, dar în sfera administrației, fie ea centrală, ar trebui publică. Bun simț și respect. Iată, e un cod deontologic, cu siguranță că orice profesiune are tone, pagini întregi. Da. Nu știu în ce măsură să regăsesc aceste keywords în ele, dar credeți că ar fi o șansă, să spunem așa, dacă lucrurile astea s-ar translata către administrație?
Adică managerul... Evident. Da. Și vreau să vă întreb aici, este o dezbatere foarte amplă în ultima vreme și ați auzit-o, se întâmplă acum la Tarom, iarăși sunt niște turbulențe, deci CEO la stat. Observați că se caută CEO străin, know-how străin. Mă uitam pe lista, pleacă domnul acela nominalizat acum, ați văzut? Și mă uitam pe lista din spate, este un singur nume. Da, este un singur nume, este un domn care a lucrat la Tarom în Benelux undeva. Dumneavoastră, domnule Iordache, sunteți iată un român agreat și gândit de managementul danez pentru a performa, validat de rezultate. Cum vedeți managementul românesc și ce șanse are el? Pentru că, uitați-vă în jur, aveți și alte exemple de... Suntem oameni, românii sunt manageri valoroși. Chit că avem o istorie recentă și nu avem atâta experiență în management. Dar am învățat multe, suntem și ok, suntem un popor ambițios până la urmă. Vrem să facem, vrem să învățăm, am fost destul, cel puțin generația mea, destul de avizi în a învăța, în a vedea cum se fac lucrurile în altă parte. Și n-ale face. Suntem generația cu cheia de gât. Părinții ne-au setat cumva. Sunt o grămadă de exemple. Chiar citeam zilele trecute despre câțiva manageri din Coca-Cola care au fost promovați la headquarter-ul lor. Din Unilever. Sunt din banking iarăși o serie de manageri români promovați afară. Deci, valori sunt, evident. Dar ce mi se pare interesant de remarcat este că, iată, capabilități dovedite românești plecat afară. Da. Ce mi se pare extrem de interesant la dumneavoastră și la alte exemple pe care le avem în piață este management românesc în România, cu rigorile și cu specificitatea pieței românești, care poate să fie... Adică nu iese din manuale. Iese din manualele unor scandinavi, unor... orice, mai ales anglosaxoni. Și aici mi s-a părut cu totul interesant, iată, definiția succesului, bun simț și respect. Pe finalul de emisiune încercăm o proiecție al 2013 la nivel general. Cum îl simțiți, așa, ca barometru în zona... industrie în care activați, logistică? Noi ne-am săturat, eu știu să ne plângem de criză. Mie îmi displace cuvântul ăsta, criză. Ok, sunt alte condiții economice și atâta tot. Trebuie să ne facem business în continuare. Eu cred că mai toată lumea s-a săturat de lucrul ăsta și că lucrurile, într-un fel sau altul, trebuie să miște înainte. Evident că, eu știu, indicatorii macroeconomici nu arată ei foarte bine, dar depinde de noi. La urmă, economia suntem noi. Ok, statul își are porția lui de aport în tot ce înseamnă mediul economic românesc, dar sunt lucruri care țin de noi și sunt multe. Și sunt multe și se pot face. Eu sunt optimist. Bun. Eu sunt optimist. Pe nota aceasta aș vrea să încheiem, doamnelor și domnilor, mie mi se pare, iată, o altă frază tare este aceasta, îl citesc pe domnul Iordache, până la urmă economia suntem noi. Pe acest ton optimist vă spun că alături de noi în studio s-a aflat domnul Sergiu Iordache, Managing Director DSV Solutions, pentru prima oară la RFI și sper că nu pentru ultima oară. Da, mi-a plăcut. Vă renoim invitația și o să vă renoim de fiecare dată. Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, vă mulțumim pentru atenția cu care ați urmărit emisiunea, ca de fiecare dată, sper, și rămâneți pe RFI, urmează știrile orei 14. Ascultă Business On Air, program realizat de Daniel Pavel.